Marius Stone face pâine. Ați ajuns la destinație. Bine că am ajuns la destinație. Că niște emoții magice. Și pentru că emoțiile mele care sunt uriașe, viața mea, deci am, cred că le-am pe toate. Așa? Astăzi e prima mea zi de lucru la capuinar, ca brutăration și chestii de astea. Și îmi doresc să fie bine, deci pe bune îmi doresc din tot sufletul să fie bine și să fie ok și chestii de astea și și atât. Să fie bine. Și eu 4:44. Mă trebuie să mă schimb și chestii de astea și după aia să mă duc la locuru. Așa că hai să mergem că nu știu. Îmi doresc să fie ok. Chiar îmi doresc să fie ok. Deci în principal sunt ok. Ulea că frig. Depinde de zona în care te duci. E frig, cald, minunat. Și îmi doresc să fie și bine. Nu prea am ce să filmez pe aici, că nu. Chiar nu am, de, nu am ce filma și îmi doresc să fie tot ok. Uite aici a luat tonaj, uite acolo, ton. O lăsăm să stea acolo, uite acolo. Pită. Deci e ora 1:10. Lăs cu pită să se răcească. Tire care așteaptă să se încarce, cred, sau naiba știe. Deci am ieșit la o pauză, că nici n-am putut să filmez mare brăză, că dai, că e faza că nu prea are personal, pe, cam peste tot, pe unde am fost, nu are personal, viața mea, e nebunie. Și dai și bagă. Deci n-am văzut la luat, deci am văzut la, nu știu cum să zic, cât a luat am văzut seara asta, n-am văzut în 28 de ani de când trăiesc eu, e mult, frate. 90 de chile cu 60, cu 90, cu 60, chiar 90, cu nebunie, știi ce? Nebunie. Încă 4 ore și gata. La ora 5 se termină tot. Bă, așa per total e șmecherie, dar vă zic și ăștia că cum a fost astăzi, nu a fost niciodată. Adică cumva o desorganizare și chestiile astea. Da, nu am ce-i face. Bă, per total e ok. Deci per total e ok. Și am întrebat de salar. Logică, peste tot te interesează salarul și eu zis că e ok. Deci îmi doresc să fiu la fel de ok. Și pită. Doamne, câtă pită. Și câtă pită și după aia trebuie feliată și alte tâmpenii. Mă cam doresc spatele, ce-i drept. Și am tot fost pe coridoarele astea de aici. Până învăț drumul, o să-mi fie așa. Dar e ok. Dacă s-ar face mai o organizare ceva mai șmecheristă, în sensul că mulți se duc să felieze pită și restul stau cumva în spate. N-am cum să filmez, că nu vreau să filmez. Uite, de data asta chiar nu vreau să filmez, pentru că sunt niște chestii care nu vreau eu să fie văzute. Și e plin de aluat. Deci e plin de aluat pe tricou ăsta. Și la 5 rupem ușile și mergem acasă. Deci e ora 7. E ora 7, am ajuns acasă. Doamne ajută, cred că nu mai ajungem. Pentru că au fost o grămadă de comenzi. Și da, trebuiau finalizate. Și noi trebuia să plecăm la 5 și am plecat la 6:30. Sau după 6:30. Oricum, restul colegilor au zis că astăzi a fost o zi nașpa. Și chiar așa și am fost. Nașpa. Și
mă doare spatele. Nu știu, o durere faină și frumoasă de spate. De nu mă pot bucura mai tare. Dar... o să mă spăl. Arată curtea asta chiar în faină. S-au făcut niște modificări pe aici. Modificări, curățenie viața. Știu că nu se vede bine, dar pe zi o să se vede și să dorm. Că o să terci. O văz. Și mai filmez eu. Mai încă. Să mergem la pâinărie. Astăzi este sâmbătă, e 4.25. N-am mai filmat de ieri. Ieri fiind vineri. Ieri am ajuns, era vreo 5, 6, 7. Aproape de 7, 7 dimineața. Și n-am mai avut chestia să filmez. Hai să mergem. Pornim fare. Și să-i dăm bătaie. Deci n-am mai avut chestia să filmez, că n-am mai... Am dormit și am fost, bă, știi ce? Epuizat. Pentru că eu, ca de fiecare dată, când mă duc undeva, trebuie să le fac eu, frate, pe toate. Nu? Trebuie să le fac eu pe toate și dă-i Marius, du-te, bagă. Bă, știi ce? Că nu e epuizat. M-am extenuat eu pe mine. În 5,2 km. Virează la stânga pe strada Mărghitaș. Shut up, Waze! Tăiat la bucăți de-a luat, de mi-a ieșit pe ochi. Pe ochi mi-a ieșit. Ceea ce mă bucură maxim. Pentru că dacă fac, acum mi-a mai trecut. Și dacă făceam așa, efectiv, pe română, urăsc cuvântul ăsta, efectiv, mă dureau degetele și am tăiat, frate, și du-te și încolo și ridică niște dovi, ăștia le zic panacoate sau ceva de gen. Și dă-i și ridică și nu știu ce, bă. Când ajung acasă, bine, soacră mi-a lucrat acolo, așa, și-a făcut reputație șmecheră și faină, așa, și s-ar putea să nu s-ar putea nici ei să nu rămân, încă nu știu. Și a zis la asta, că m-a dus și-a făcut și aia, și m-a pus o întrebare așa foarte simplă și tâmpită. L-ai văzut pe Ion? Deci Ion fiind întrumătorul meu, pentru că eu sunt la Malaxor. Deci eu fac aluatul, tot aluatul. Cântărit cu făină, cu ameliorantă, cu drojdie, cu tralala, nu mai știu ce, altfel de aluat. Și mi-a explicat nenea ăsta și chiar e fain omul. Și a răspuns la soacră mea că nu. Dacă l-au văzut pe Ion să vină acolo unde erau și restul de... gagici și femei, l-a îmbalat pită. Eu i-am zis că nu. După aia i-am zice că asta, pentru că el nu se duce acolo. Eu ca deșeptul m-am dus, frate, să ajung și încolo și încoace și dă-i și taie și ridică și bla 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 bla. Când colo nu trebuia să fac absolut nimic decât să stau după nenea ăsta și ce face el să fac și eu. Atât! Adică să-mi fac treaba mea și atât. Restul să-și facă treaba lor și să-și vadă de treaba lor, pe română. Și acestea fiind spuse, astăzi este ziua 2 din Marius Pâinaru. Marius care face pâine. Am stat cu oră jumate în plus și ora aia jumate în plus nu o plătește nimeni. Minunat. Bun, mă duc la locul, frate, sper să fie șmecherie și ne mai auzim. Uite acolo ce casă frumoasă, arhitectură frumoasă, gorgeous, pe vreme minunată. Uite aici, cât îi de frumoasă, și uite și geamurile alea de acolo și pomii și totul alb. Băi, gorgeous, deci îi gorgeous. Superbă arată. Superbă. Și ce fac oameni frumoase, nu, să stea să se plimbe? Se duc la loc. Azi că totul să se schimbe. Totul să se schimbe și o să fie minunat. Deci casa asta arată minunat. Haide, fata verde. Să pot să mă duc înainte. Pe interzis, că mie așa-mi place. La dreapta. Chiar dacă nu corespund exact cu ceea ce te aștept.
Virează la dreapta. Știi vorba aia șmecheră, dă-i până face poc? Cam așa se pare în România. Viața mea. Gata, am ajuns la loc. Bă, nici nu mi-o luat mult. Dă-i faza că am o parcare foarte faină și foarte șmecheră și ce să vezi? Vorba aia, dă-i până face poc și chiar o făcut poc la mine. Asta este. Deci mai am exact 5 minute până intru la pâine. Uite acolo ce casă frumoasă. Deci tot arată atât de fain. Și aici este incintă. Begapamul și chestii, că doar am zis că de mult că vin să lucrez la Begapam. Nu știu cât de tare sau cât de mult o să stau și pe aici, că depinde de salar. Că dacă nu-mi place, facem schimbare, mergem la Continental. Și o chestie ce vreau să zic, ce mi-am dat seama, că am făcut niște scandal, aproape scandal, de acolo, gorgeous arată, gorgeous. Când am plecat din OMV și chestii și am zis că, vai, că nu mai am... Am trimis pe română. Bună. Sucarismu. Zucăr de. Am trimis în grup că nu mai am chef să vin la lucru. Nu, am zis pur și simplu pe română că nu am chef să vin la lucru în ziua aceea. Deci uite ce gorgeous arată. Nu pe tine vreau să te filmez. Deci intrarea aia de sus, nu, terasa de sus. Nu știu cât de bine se vede. HS22, fă-ți treaba. Deci gorgeous. Ușa, deci ușa aia face totul. Hai să mai ieșim încolo. Că poate găsesc, frate, pe aici vreun magazin. Doi venind când am timp să-mi iau și acolo un Red Bullshit. Da, nu prea cred că găsesc un magazin pe aici. Ba, un Kaufland. Nu știu că se vede acolo semnul. Kaufland. Bă, i-am Kaufland, fain. Și șmecher, și ce ziceam. Vreau să zic o chestie. Cum doresc și enorm de tare doresc liniște și pace. Chiar îmi doresc liniște și pace și să am o viață cu liniște și pace. Că asta vreau să zic. Că am plecat cu un fel de semi-scandal din o mare vrăjeală și bossul ăsta mi-a zis că... Mi-a zis că trece mașina. Mi-a zis ceva de genul că dacă o să fie vreodată să dai un feedback la alt angajator care mă angajează pe mine, o să zic... cum a zis? Că știu exact ce o să zică. Bă, sorry boss, dacă am 8 luni de zile cam ți-am făcut vânzări și cam mi-am dat silința și chestii de astea și pentru o faptă minoră. Adică, bine, faptă minoră, pe dracu, faptă minoră. Pur și simplu am zis în grup că nu am chef și de la aia s-a iscat tot scandalul, că vai Marius. Că un coleg mi-a zis ceva de dublare. Bă, fratele meu, nu e nicio de dublare, de mașină. Nu e nicio de dublare, asta e chestia. De ce? Pentru că pur și simplu am avut starea necesară și draci ca să zic că nu am chef să mă duc la lucru. Nu? Ce se face? Ceva în spatele meu? Mama. Păi, de ce? Asta nu le-a convenit lor, că am zis eu, doamne, ce frumos e afară, gorgeous. Asta nu le-a convenit lor, că am zis eu că nu am chef să vin la lucru și pur și simplu toată lumea mi-a sărit în cap că vai Marius, nu știu ce, nu viața mea. Că dacă era să mă plătească cum trebuia să mă plătească, stăteam. Nu? Pentru că toată lumea se duce la mai bine. Nu? Toată lumea se duce la mai bine. La salar mai mare, la bani mai mulți. Că pe 20 de milioane să lucreze boss. Nu eu. Sănătate cu lavața. Să se facă lumină. Cred că filmez 4K acum. Deci, interioare, chestii. Deci, dai cu zoom. Uite acolo. Eu văd cu ochiul liber să vede fain, da? Uite acolo. Să mă filmez așa de bine. Acolo sus mă-și doresc să fiu așa. Deci mi-am pus recent o poză de fundal în English și scria pe ea nobody cares, work hard. Nimeni nu-i pasă, lucrează hard, nu știu, nu. Cum doamne tratu și arde? Tare, nu? Ce doamne are? Na, filmează Marius. E atât de frumos afară și asta mă enervează că... Dacă vrei ceva, trebuie să faci ceva. Vorbesc serios, dacă vrei ceva în viață, trebuie să faci. Să tragi, așa mă, trage tare, work hard. Ăsta, trage tare.
cumva, o traducere, bine. Asta e, deci cumva o traducere, cred că asta e. Să tragi tare pentru tot ce vrei tu. Și mereu să, nu știu, mereu să ne focusăm pe chestiile faine și bune. Care să ne ducă, frate, și să ne ducă și să ne aducă cu un căcălut. Ca de asta ne schimbă majoritatea locurilor de muncă. De asta am plecat eu și de la Profi și de la OMV și... Cred că și de aici s-ar putea, nu se știe. Bani. Vreau bani. Dăm, frate, bani pentru tot. Și pe parte... Pe o parte aș pleca, pe o parte nu, că abia am început, e a doua zi. Să vedem ce-o fi. O lună, două, trei... Așa. Că stăteam și mă gândeam că dacă ia să mă duc dincolo, la Continental, stăteam și mă gândeam că... Cumva cred că aș plăti rata la telefonul mai repede. Și aș reuși să mai pun ceva deoparte și alte chestii și dacă s-ar angaja și nevasta, mi-ar fi piuțuț. O să vă ce fac cu colegiurile mele, că prea bine stau. Și trebuie să-mi pui și telefonul să fac carcat. Mario Stone face pâine. Lavața. E bună pentru el când bea el. Hai. Vai, mă dor picioarele și soare. Foarte frumos. Asta zici ce? Am venit la 5. Mă rog, aproape de 5. Înainte de 5. Ca să aflu că sâmbătă, pentru că astăzi este sâmbătă. Astăzi Dominic a făcut 4 luni și 3 ani. Să aflu că sâmbătă programul se începe de la 6. Neșo că e minunat. Că când vii la lucru mai devreme și aștepți ca cumva să începi la 5 și nu începi la 5, ci începi la 6. Luna și pe lângă lună trece un avion. Zici că, zici că avionul sunt eu și luna e viața. Preț. Gorgeous. Adică ziceam că am nevoie de liniște, am nevoie de liniște și pace pentru că m-am săturat de toate tâmpenile care mi s-au întâmplat în viață și vreau liniște, vreau pace, confort și bani. Atât. Liniște, pace, confort și bani. Cred, nu știu cum să zic. Locul ăsta de muncă e ok și semi-ok. Că dacă e să nu-mi placă aici, nu-i nimic. Mergem în altă parte. Asta a fost faza. Atunci când eram în Cehia, stăteam și mă gândeam că nu pot să plec niciunde pentru că nu știu limba. Acum că știu limba, pot să mă duc unde vreau eu. Și vorbesc tare, serios. Și îmi fac vechime din părți, chiar că îmi fac vechime din părți. Bun! Este ora 4:52 și e duminică. Am plecat mai devreme, astăzi că e sâmbătă, nu. Am înțeles să se pleacă mai devreme de la loc, ceea ce mă bucură enorm. Iar concluzia concluziilor, bine, filmez din beznă, concluzia concluziilor este că nu-mi place nici aici și nu vreau să stau nici aici. Pe română, papa și la revedere. Astăzi o trebuie să spălăm pe jos. Dă-i freacă cu perii, cu nu știu ce. Băi, am nebunit la cap? Asta îmi trebuie mie în fiecare sâmbătă. Îți ud la picioare, le arcă. Băi, dar mie nu trebuie așa ceva viața. Nu, mersi. Așa că, pe română, vă zicem așa foarte frumos, mai stau cât să-mi iau banii. Oricum trebuie să-mi iau banii și de la OMV. Deci trebuie să-mi iau banii și de la OMV, trebuie să-mi iau banii și de aici. Nu știu, cred că mai stau luna asta și papa la revedere, nu avem nici o plăcere. Că muncă dă-i bagă, dă-i bagă, dă-i bagă. Și n-am nevoie. Vreau liniște și pace. Chiar vreau liniște și pace. N-am nevoie de stresuri.
Stai și mă gândeam că vreau să zic la cine, să zic la cineva chestiile astea, adică că, bă, nu mai îmi place. Nu mi mai place și vreau să plec. Și stăteam și mă gândeam că de ce să zic? Pentru că nu are rost să zic nimic. E, pui mei, vitezele masive. Că nu are rost să zic nimic la nimeni. Adică, ca un sfat de viață, nu zic nimic la nimeni. Următoarea ta mișcare să fie silențioasă. Nimeni să nu știe nimic. Pentru că nu trebuie să știe nimeni nimic din viața ta, din viața ta, ce vrei să faci. De asta, de asta. Următoarea mișcare, totul pe silent. Ca așa se face viața. Totul pe silent, ca așa e frumos. Și vorbesc cât se poate de real. Când venea să zic la o tante care ne cunoaștem și este de așa. Dar am preferat să nu. Nu, lasă secret. Lasă secret că nu trebuie să știe nimeni că vreau să plec. Nici bine n-am venit din a doua zi și vreau să plec. Da. Dar o chestie șmecheră ce mi-am luat astăzi, pe lângă faptul că am primit trei pâini, mi-am luat niște napolitane, bă, bune rău. Deci am mâncat până mi s-a făcut rău. Și am mâncat câteva. De vreo 5, 6, cumva pe acolo. Da. De asta. Totul să rămână secret. S-ar putea să mă duc la Continental. S-ar putea, nu știu nici eu. Nu sunt sigur nici eu de ce urmează să fac. De asta, slăvit fie Dumnezeu pentru tot ce o să mi se întâmple în viitorul. De mâine, de poi mâine. Atât, nu știu ce să mai zic. Deci e duminică. Ei, 10:30, 10:28. Și de la 12 până acum am făcut 13.615 pași. E inuman cât de mult am mers. Și am mers aproape 9 km. Viața mea. Nu pot pierde asta în spate. O să-mi fie mai ok. Vreau să fac o încheiere pentru vlogul ăsta. De să vede pe fața mea că s-a obosit. Și să zic că experiența și cu pâinea asta și chestii și tot ce am văzut și mi-a deschis niște chestii și nu plec și nu plec și plec, asta vreau să zic, că nu mai vreau să stau la ei. Nu vreau, frate, să fac nicio pită, nu vreau să mi se dea salarul când se trezește, nu știu cine, când își amintește, nu. Eu stau, se ridică, bagă, dă-i, fă-l. Să stau să-și mătruiesc pe jos și să, nu știu cum să zic, program de 12 ore și eu să stau 13 sau 14 ore sau ceva de genul și restul de ore să nu mi se plătească. De asta spune papa și la locul ăsta la de muncă și am stat două zile, atât. Mai stau luna, stau să fac o lună și chestii. Poate să-mi dai salar, plec după aia, nu mai. Nu mai pot, nu mai suport, nu vreau să mai lucrez. Nu-i faza de... E și faza de oameni, dar nu-i. E și faza de oameni, dar nu-i faza de oameni. Îs mai mult... Vai, soarele. Îs mai multe puncte de vedere și nu vreau să mai stau. Nu vreau să mai stau, nu mai are rău să stau. Nu au crescut umbrile astea. Și... vreau să plec. Am luat napolitane, 4 kg și zbune. Am mâncat ieri vreo 6, 5-6. Mi s-a făcut rău. Și mi s-a făcut rău. La cât erau de bune. Atâta, nu știu ce să mai zic. Vreau să... Mare Stou nu face pâine, da? Mare Stou face pâine cam o lună și după aia la revedere. Nu vreau să mai stau la ăștia. Pentru că... nu vreau. Ești plătit când își amintește unul, ești... Ba, mă zi, nu știu ce chestii cu bănurile, că ci că nu s-au plicat. Îmi dai mie bănuri? Ce vorbești, boss? O să nu dai tu mie bănuri. Și chestiile astea. Mai ales că... mi-am deschis niște chestii aici, odată cu... Vegapam ăsta. Nu știu, vreau să plec.
Nici nu mă interesează că vai zic pe capăt, nu. Vreau să plec, pur și simplu, ăsta e... O să-mi e mizerie. Român, o să-mi e mizerie. Cum și... Omul strică totul. Atât, omul strică totul. Peste tot pe unde merge. Aproape tot. O chestie ce vreau să zic e că... Au zis moștere că... Ai Ikea nu știu ce... Și-a deschis un nou magazin și îi plătește pe oameni între 1800 și 2000 de lei. Și nu a putut să facă deschiderea magazinului pentru că nu a găsit fraier sau proști care să lucreze pe salariul la mizer. Poate pe salariul la mizer să lucreze Iohannis. Dumnezeu sănătate. Și cine înființa firmă? Viața. Nu mai fac nici pită și mă duc în altă parte și caut în altă parte de lucru. Asta am zis. Atunci când am fost în Cehia, și știu că mă repet și nu mă interesează, atunci când am fost în Cehia, n-am putut să plec niciunde, pentru că nu știam limba și nu știu. Acum că știu limba, dar mă mut viața mea de la o firmă la alta, căcând și până căcând, eu vreau bani, mie să-mi dai, bă, dă-mi bani. Salar mare, frumos, dacă mi-ai zis că lucrez 8 ore, lucrez 8 ore, nu 12-13 și mi le plătești când îți amintești, sau să nu-mi plătești orele suplimentare, sau să nu-mi plătești tot. Păi bine, frate, că vii, asta e faza. Măi, n-am chef. Nu mai am chef nici cu AMV-ul, nici cu Begapam-ul, nici cu, bă, cu nimeni. Vreau liniște și pace în viața mea. Tragem cortina și mergem mai departe. Atât, o zi frumoasă să aveți. Cine a ajuns până la momentul ăsta, lăsați frate inimii iar acolo sus. Abonat 1000, are 100 de lei de la mine. În fapt, virament bancar și la revedere. Piu. Și cred că o să fac asta. Și mai multe chestii. Bun, atât. Nu mai vorbesc, oricum eu vorbesc mult și intră în care este gura trilele, trisuri și alii. Vă zic frumoasă, toate cele bune și ne mai vedem cu altă ocazie. La revedere!